Mulțumim mulți pentru această prezentare. Noi continuăm la Social Media Summit cu următoarea noastră vorbitoare, care va aborda o temă foarte interesantă cu acordul vostru. Voi vorbi în limba engleză. The Real Digital Influence, Tap vs. Talk, Influence on Purchase Decision. Este deja alături de mine, este General Manager Insan în România. S-o aplaudăm pe Iulia Bencea. Bună dimineața! Viral is becoming a bad word again, nu-i așa? Lately. În social media, tot ce ne dorim este ca mesajul nostru să devină viral și să se propage la cât mai mulți utilizatori. Însă în real life, viral a avut mereu o conotație negativă. Astăzi o să vorbim împreună despre diferențele dintre offline și online, mai ales în momentul în care ne interesează pe noi. Pentru că în business ne dorim să avem a lot of buzz around the brand în social media, astfel încât să influențăm the purchase decision. Ne dorim să vindem mai mult, de asta suntem cu toții aici, nu? Iar eu o să vă arăt rezultatele unui studiu făcut pe utilizatori de online, care ne va spune ce influențează mai mult decizia de cumpărare. TAP, adică ce se vorbește în online despre brandul vostru, sau TALK, the good old fashioned word of mouth. Și eu lucrez la cea mai mare companie de research din lume, așa că cred că este natural să încep cu niște întrebări, astfel încât să-mi cunosc mai bine publicul țintă, adică pe voi astăzi. My life is busier and more complex than 2 years ago. Câți dintre voi ar răspunde cu strongly agree sau cu agree? Eu zic agree pentru mine. Ok, mulțumesc. Și o să vedem ce au spus și consumatorii, pentru că pentru început vreau să vă dau niște date de context despre ce mai fac consumatorii în ziua de azi și care este viața lor. Și a doua întrebare pentru voi. Gândindu-vă la situația financiară a gospodăriei dumneavoastră în urmă cu 5 ani, ați zice că era mai bună, la fel, sau mai rea decât situația de acum? Pentru mine e mai bună. O duc mai bine ca acum 5 ani. Mulțumesc! 58% din toți consumatorii intervievați global au spus că o duc mai bine financiar decât acum 5 ani. Pentru Europa, doar 37% dintre consumatori au spus asta, pentru că ei deja probabil o duceau bine și în urmă cu 5 ani. Bine, și mai este și situația Greciei, Italiei, erau și de, probabil de Yellow Vest în Franța. Însă, cei care locuiesc în mediul urban în România, în proporție de 61%, au răspuns afirmativ că starea gospodăriei lor este mai bună decât acum 5 ani. Așadar, cam asta e viața consumatorului în ziua de azi. O numim The Hyper Life. Un studiu global pe utilizatori de online în peste 60 de țări ne arată că 64% dintre ei au răspuns afirmativ la acea primă întrebare pe care v-am pus-o. Dar oare de ce această percepție că suntem mai ocupați și avem mai mulți bani decât acum 2-5 ani? Păi eu zice că există doi macrofactori care contribuie la schimbările majore, disruptive, așa cum spunea antevorbitorul meu. Factorul numărul unu este urbanizarea. La sfârșitul celui de-al doilea război mondial, 30% din populația globului trăia la oraș. Peste 10 ani, 2/3 din populația globului se va muta deja în mari aglomerări urbane. De anul trecut și până acum, 800 de milioane de oameni s-au mutat în urban, cât vreo 3 Europe. Și ce înseamnă asta că te muți la urban? De fapt, ce înseamnă pentru business-uri, business-urile noastre? Păi, trăim în gospodării mai mici, da? La țară lumea stau cu mai multe generații în aceeași casă. Dacă ai o suprafață de locuit mai mică, automat vor fi mai puține persoane în gospodărie. Cumpărăm altfel, viziunea de cumpărare se schimbă. Mergem pe hyper-convenience, packaging-ul se schimbă pentru că nu mai am de ce să cumpăr cantități atât de mari, pentru că este heavy,
griji, pentru că nu sunt multe persoane să consume, la oraș costurile sunt mai mari și atunci cei doi din cuplu trebuie să lucreze. Se modifică gender roles, iar asta înseamnă că marketingul trebuie să fie diferit, nu doar adresat gospodinei care e mulțumită că soțul și copiii mănâncă. Și asta e urbanizarea, foarte pe scurt. Și urbanizarea înseamnă aglomerație, după cum bine ați experimentat în drum spre acest eveniment, în această dimineață, iar aglomerația mănâncă timp. Ăsta e primul factor. Al doilea factor care influențează și este determinant pentru viața consumatorilor noștri este digitalizarea. A pierdut cineva un telefon mobil? Absolut toate capetele s-au ridicat. Deci acel moment de panică, digitalizarea a pus în palma noastră toată bogăția informației din lume și a pus toate brandurile noastre în buzunarul sau în geanta fiecărui consumator. Iar asta înseamnă un shift de putere. Și cum se vorbea mai devreme, vorbea Mihai despre felul în care funcționează creierul uman, felul în care consumăm informația, inclusiv mesajul publicitar, s-a transformat. Dacă eu aleg un băiat de 16 ani acum și spun să se uite la un film de 3 minute, zice, nu e posibil, eu nu pot să mă uit la ceva atât de lung. Evident, pentru că informația se consumă acum în bite size, pieces. Digitalizarea pune față în față brandurile și consumatorii, iar cei din urmă, de multe ori, au the upper hand. Asta este contextul cu consumatorii noștri și, apropo de acea întrebare, my life is busier and more complicated than 5 years ago, în România, 76% dintre cei intervievați, utilizatori de internet, au spus că viața lor este mai complicată, însă suntem, de asemenea, în cele 15 țări din lume cu I have access to better tech than 2 years ago, normal. Principala preocupare este să ne upgradăm telefoanele, dar nu suntem în primele 15 țări din lume în ceea ce privește faptul că tehnologia îi ajută și le simplifică viața consumatorilor noștri. Pentru că adopția tehnologiei nu este neapărat liniară. Și de ce contează acei doi macrofactori pe care vi-am comunicat mai devreme, urbanizarea și digitalizarea. 53% din populația care trăiește în urban în România spune că ar plăti mai mult pe produse, pe branduri, dacă acel produs le-ar economisi timp. Suntem pe mod de speed and convenience. În momentul în care un shopper alege un magazin, și aici puteți să vă gândiți și la alegerea voastră, în primul rând se hotărăște pe criteriile să fie un magazin la care să ajung ușor, să găsesc ușor un magazin, deci hipermarketurile aici o să iasă în pierdere, și să aibă de toate în magazinul respectiv ca să-mi trească, să opresc, să mai parchez, să mă dau jos ca să-mi găsesc produsele. Speed and convenience sunt determinate across the world, dar și la noi. Mergând mai departe, aceste lucruri influențează the moment of truth, adică acel moment când consumatorul scoate banul din buzunar pentru noi sau pentru competiție. 53% cei care folosesc mobilul suportă 3 secunde întârziere până să li se încarce pagina la care se uită. Și se spune că retailerii au 2 secunde la raft ca să influențeze decizia de cumpărare. Iar apropo de decizia de cumpărare și de ce se întâmplă offline versus offline și cu tehnologia. Un studiu arată că 20% dintre copiii sub 5 ani știu să folosească un mobil. Știu de la un an să folosească un mobil și în principal ca să tacă. Dar sub 5% dintre acești copii știu să-și lege și returile. În România, în schimb, aproape 20% din populație are peste 65 de ani. Și parte din această populație, cel mai mare procent din Europa, trăiește în rural. 9 milioane de români trăiesc în rural. Iar în rural nu prea există modern trade, cum ne ducem noi la Mega sau la Lidl.
Sunt 70.000 de magazine tradiționale prin care se vinde 40% din tot FMCG-ul românesc, fast moving consumer goods. Și apropo, dacă vă uitați acum în portofele, cel puțin al meu este îngroșat de cantitatea de plastic, de carduri de loialitate de la diferiți retaileri. Deci dacă nu toți consumatorii sunt la fel de digital savvy, cu siguranță unele branduri au senzația că a avea o pagină de Facebook somewhere, de sometime, înseamnă să fii digital. Doar 3 retaileri dintre cei 7-9 retaileri mari au carduri digitale pe care le pun la dispoziție. În rest, trebuie să mergem cu plasticul. Însă, în România avem ca 11 milioane de utilizatori de social media, 11 milioane de oameni care sunt expuși la diferite mesaje care le influențează. Printre aceste mesaje, unele vin de la influencers. Și mai devreme se vorbea de influencer și oricum este meseria viitorului. Sunt cei care vin hard, cu mulți bani în spate și câteodată cu mesaje false, cum ar fi un unattainable beauty ideal, sau sunt experții pe care îi căutăm atunci când vrem să ne cumpărăm ceva, dar mulți dintre ei sunt oameni ca noi, ori micro-influencer, ori pur și simplu oameni ca noi, și noi îi numim peers as loud as brands, pentru că ei pot să influențeze acel moment of truth. Și uitându-mă la segmentările noastre de shopper, 30% din populația din urbana României este ceea ce numim early adopters, adică declară că I like buying new products and I often tell others about them. Și asta înseamnă că această conversație se întâmplă în 2020 și în offline și în online. Bineînțeles că atunci când întrebăm, vorbiți despre branduri, produse, servicii, în primul rând millennials și generațiile mai tinere vorbesc mai mult, pentru că pe măsură ce înaintezi în vârstă, intri în saving mode. Scutece, case, mașini, credite, excursii, asta înseamnă generații tineri și creștere economică. Dacă ne uităm la ce vorbesc oamenii în online, despre ce vorbesc, noi am întrebat de vreo 13-14 categorii și, evident, electronicele, food and beverages, restaurantele, mobile, telefoane mobile, astea sunt cele mai discutate, atât în off și în online. Însă dacă ne uităm la această rație dintre care sunt categoriile mai discutate în online decât în offline, hotelurile și tot ce ține de turism sunt în top, deoarece e normal, Booking, Airbnb și TripAdvisor. Cel mai puțin se discută în offline despre partea asta de groceries, ceea ce se leagă și procentul de groceries care se vinde în online commerce în România și în general în lume, rămâne foarte mic. Cum ne comportăm în momentul în care avem aceste discuții? În offline, consumatorii împărtășesc experiența, a cumpărat produsul ăsta, s-a întâmplat asta cu el, sau vezi că e promoție la Lidl, la săptămâna italiană și facem recomandări ca să părem experți. În schimb, în online adoptăm o atitudine mult mai pasivă și vedeți că pe primul loc este seek information. Oamenii caută informații, citesc lucruri interesante. Deci un comportament diferit. Și la toate aceste informații, știți că din ce în ce mai mult sunt discuții despre credibilitate, fake news și ce se întâmplă cu datele noastre în online. Unde înclină balanța de încredere? Balanța de încredere pe medii utilizate, most trusted versus used more often. Internetul și digital media în general este mediul care furnizează și este utilizat de cei mai mulți oameni pentru a citi informații, pentru a se informa, însă televiziunea și ziarele sunt mult mai jos ca și utilizare, dar au un indice de încredere mai mare decât internetul. Iar dacă ne uităm la grupe de vârstă, observăm că, evident, Millennials, Generation X, ei utilizează cel mai mult
digital și internetul în general, însă indicele de încredere este 77 versus millennials, care utilizând televiziunea au un indice de încredere mai mare. Deci televiziunea încă, TV-ul, deși mult mai jos ca și rată de utilizare și este mai sus ca încredere. Iar evident, generațiile mai în vârstă le-am cam văzut pe toate și nu prea mai au încredere în nimic. Apropiindu-mă de final, ca să răspund la întrebarea ce influențează decizia de cumpărare, decizia mea de cumpărare sau ce spun eu cât vă influențează pe voi. Respondenții noștri în proporție de 46% au spus că ce postez eu sau ce vorbesc eu pe social media cred că influențează pe alții. Deci mai puțin de 50% de oameni cred în puterea lor de influență. 58% dintre oameni cred că ceea ce spun ei influențează pe alții atunci când cumpără, însă dacă ne uităm la influența asupra deciziei lor de cumpărare, 71% dintre oameni sunt influențați de către good old fashion word of mouth, conversația care se întâmplă în offline. Și 65% dintre oameni sunt influențați de ce văd în social media, ce citesc și ce mesaje vin de acolo. Deci este mai puternic word of mouth din offline, însă social media is been around de cât 15 ani, more or less, și totuși este aproape la fel de sus ca ce ne spune mama, soția, colegii și așa mai departe. Ce se întâmplă în continuare? Păi, în continuare, probabil most consumption will be tech-driven. Și de ce spun asta? Deja avem buton de shoppable pe Instagram. Dacă mă uit la un film, pot să-mi cumpăr un anumit produs. E decizia mea de cumpărare? Se spune că deceniul ăsta în care tocmai am intrat este ultimul deceniu care se va asemăna cu tot ceea ce știm noi despre ce înseamnă umanitate și viața pe Pământ în general. O să preia puterea Artificial Intelligence și roboții? As soon as 2030, se pare. Pentru că se zice că drama existențială din fiecare zi e ce să-mi iau. Cola sau Pepsi? Să-mi iau rochia albă sau să-mi iau rochia roșie? Noi astăzi am vorbit despre influențarea deciziei de cumpărare. Care va mai fi farmecul, care va mai fi marketingul, când majoritatea deciziilor noastre vor fi, de fapt, luate de Artificial Intelligence. Acum, ce putem să facem ca branduri și business? Omnichannel. Pentru că barierele între offline și online se topesc din ce în ce mai mult. Și bineînțeles, am venit cu un exemplu din China, unde un retailer de baby are o aplicație unde mamele se cunosc, se simt safe, scanează, se duc în magazin, scanează produsul și după aia poate să cumpere din offline după ce iau recomandări de la cei din comunitatea online. În curând, când o să mergem prin magazine și deja se întâmplă, o să vorbească raftul cu noi. Eventual o să ne strige și pe nume și o să ne recomande produsele. Pentru că retailerii deja fac hoarding de data. Hoarding de data pe care să o hrănească pe Artificial Intelligence. Nu-i așa? Iar în următoarele decenii, cei care vor avea posesia datelor, îi vor stăpâni pe cei care nu au datele. Până atunci, mă bucur că suntem în 2020 și decizia de cumpărare este încă cel mai puternic influențată de good old fashion word of mouth. Dar și social media vine puternic din urmă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim frumos, Iulia, pentru prezentare. Acum vreau să vă întreb dacă aveți întrebări. Vezi, Iulia, dacă preziți atât de bine și atât de complet, nu există întrebări. Mulțumesc încă o dată, aplauze, vă rog frumos, pentru Iulia Becea.